Ați încercat să-și salvați sau? Da, cu băiatul lui i-a suflat pe gură, am încercat să facem un pic de reflectare până i-a dat spumele pe gură și am constatat. A apucat să ceară ajutor? Nu, nu. Despre ce este vorba, zic că de vreo 2-3 ore. Spune că a intrat de 2-3 ori, de 4 ori. Am intrat de mai multe ori după el la fund, până la am dat de la, am găsit. Am ajuns la mal, am încercat cu băiatul lui să-l... Îl spus că m-ați pe mal până a venit salvarea și... Era rascăldat. Da, rascăldat. Am găsit hainele chiar pe mal. Am dat un telefon că nu știam, era ceva suspicios cu hainele pe mal, cu telefonul. Și am sunat pe număr de telefon și chiar a vorbit... A răspuns băiatul lui. Îl cunoașteți? Da, dar e sătean, dar nu e de aici, din sat. Are familie? Cum să nu are familie, are copii. Băiat. Și nu știa nimeni de el că a venit aici la scădere? Da, scândat. Știu, din auzit, ce am auzit pe acelea pe... Asta? Cum? Cum vă numiți? Grăluțenul. Nu știa nimeni că a venit aici? Știa de el că a venit la scăldat, dar n-a știut că se întâmplă necazul ăsta, deci... Dar ce credeți că s-a întâmplat? Era... Probabil a făcut un preinfarct, eu știu acum, că să te tenezi singur n-ai cum. Poate a avut un preinfarct, căldura a intrat în apă rece. Nu, a stat în vreo boală, ceva, nu știți să fie. Nu știu dacă a avut vreo boală sau ceva, era un de rând, de sat, deci cât o gospodărie. Cât de era apa unde l-ați păi era avut 3 metri. Da, unde l-am dat de el. Da, din știu, da, știa să nuată, deci... Era mânăzător, deci probabil asta să zicem că și fost un infarct, un preinfarct, ceva care a putut să-l... A ajuns în chestia. Da. Dacă e din sat de aici la noi. Păi n-am auzit, băiat, ce a spus băiatul ăla v-a dat mai multe informații, eu nu știu, că am venit câteodată cu salvare. A murit în necat sau de inimă, ce credeți? Nu știu, nu știu. Deja era scos cu mar, nu știu ce să vă spun. Venea des la scăldat, l-ați mai văzut pe aici? Nu venea tocmai aici, că are și el la cuie, chiar în grădină la el, în partea cealaltă, înapoi. Dar ce-a fost cu el azi a venit aici, acolo făcea baie. Altceva nu știu. Din Căgiori. Ziceam, a fost solicitat pentru o persoană găsită decedată prin ele. De ce și noi? Eu și am fost solicitat. Da, să intervenim. Da, las că spun, mă nevoie de ce s-a întâmplat, domnule? Am fost solicitat pentru o persoană găsită decedată prin NEC în localitatea Ilfoveni, în urmă cu 2 ore. S-a constatat deces. Daniel Voinea, medic ambulanța Dâmbov. Dar să pui o piatră, să nu ia vântul.
Am fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat în vârstă de 51 de ani din localitate a fost găsit decedat pe barajul din comuna Ilfoveni. Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili împrejurările evenimentului.